și una de nopți. În cea de-a 131-a noapte, continuă povestea cu sultanul Omar al Neman și cu cei doi fii ai săi, minunații Sharkan și Daul Makan. Mi s-a izvodit, o norocitule sultan, că la vorbele acestea ale căpeteniei de Hadâmbi, sultanul, părintele domniței Donia, spuse către vizir și către Aziz: ați auzit și voi cu urechile voastre. Duceți-i așadar temenierile mele sultanului Suleiman Shah și povestiți-i cum a fost, arătându-i ce silă dovedește fata mea față de măritiș. Și Allah ajute-vă să răzbateți la țara voastră în tihnă de plină. Atunci vizirul și Aziz, văzând urmarea păguboasă a soliei lor, grăbirea se întoarce la cetatea verde să-i povestească sultanului Suleiman Shah ceea ce auziseră. La știrea aceea, sultanul fu cuprins de o mânie mare și vroi să dea pe dată poruncă emirilor și ajutoarelor sale să strângă oștile și să plece să năpădească pământurile din insulele Camforului și Creștarului. Căci vizirul ceru îngăduință să vorbească și zise: O, măria ta, nu se cade să faci așa, întrucât chiar că vina nu este a tatălui, ci a fetei, și împotrivirea nu vine decât numai de la ea. Și tătânesul însuși este tot atâta de necăjit ca și noi toți. Și de altminteri, ți-am arătat ce vorbe năprasnice i-a spus ea cea ușului de Hadâmbi înfricoșat. După ce l-ascultă pe vizirul său, sultanul Suleiman Shah îi dete dreptate și rămase tare rău speriat pentru fiul său de răzbunarea dorinței. Și își zise în sineși: chiar de le-aș năpări țara și aș lua-o pe fată în robie, tot nu le-ar sluji la nimic, de vreme ce i-a jurat că se omoară. Porunci atunci să urce la el Shahzadeh Diadem și, mâhnit de mai înainte de necazul ce avea să-l pricinuiască, îi arătă adevărul adevărat. Căci creișorul Diadem, departe de a se fi deznădăjduit, îi spuse cu glas hotărât părintelui său: O, părinte al meu, nu cumva să crezi că am să las lucrurile așa. Jur dinaintea lui Allah, Set Donia va fi soția mea, sau eu nu voi mai fi Diadem fiul tău. Cu primejdia vieții tot am să răzbat până la ea. Sultanul spuse: Și cum vei face? El răspunse: Am să mă duc în chip de negustor. Sultanul spuse: Dacă e așa, ia-i cu tine pe vizir și pe Aziz. Și numai decât porunci să se cumpere cu 100.000 de dinari mărfuri scumpe pe care îi le dărui. Ba, porunci să se deșerte și legăturile cu odoare cuprinse prin toate dulapurile sale. Și-i dete 100.000 de dinari de aur și cai și cămile și catâri și corturi falnice căptușite cu mătase de culori minunate. Atunci Diadem sărută mâinile părintelui său și își puse hainele de drum și se duse la maică sa să-i sărute mâinile. Și maică sa îi dete și ea 100.000 de dinari și plânse din belșug și chemă asupra lui binecuvântarea lui Allah și înălță urări pentru mulțumita sufletului lui și pentru arcerea lui cu bine la ai săi. Și cele 500 de femei din sarai începură și ele să plângă pe ruptele, înconjurând-o pe mama lui Diadem și uitându-se la el, tăcute, cu jind și cu alean. Căci Diadem ieși pe dată din atacul maicăsei și luă pe prietenul său Aziz și pe bătrânul vizir și dete porunca de plecare. Și cum Aziz plângea, îi spuse: Pentru ce plângi, frate Aziz? El îi spuse: Fratele meu, simt limpede că nu mai pot să mă despărțesc de tine. Dar este atâta de multă vreme de când am lăsat-o singură pe sărmana de maică mea. Iar acum, când caravana va să ajungă în țara mea,
Ce are să se facă maică-mea când nu are să mă vadă cu negustorii? Diadem spuse. Fii liniștit, Azize. Ai să te întorci în țara ta de îndată ce va vrui Allah, după ce are să ne înlesnească mijloacele de a răzbate la ținta noastră. Și porniră la drum. Nu conteniră așadar a drumeții întovărășia vizirului cel înțelept, care, spre a-i veseli și a-l face pe Diadem să aibă răbdare, le istorisea povești minunate. Iar Aziz la fel îi procitea lui Diadem stihuri desăvârșite și ticluia cântece pline de frumuseți despre frigurile dragoste și despre îndrăgostiți, precum acestea dintr-o sumedenie de multe altele. Iată, prieteni, pe ce căi nebune mă duce dorul și cum mă supune, cum mintea toată mi-o copilărește și viața mi-o cuprinde ca într-un clește. Ah, tu, cea după care plâng, te învie în sufletul mea nopții nesomnie, iar zorii zilei, când pe cer răsar, din dorul meu se aprind și ard cu jar. Ah, oare când, după atâta lean, ajunge voi la dulcele liman? Ori, după o lună de călătorit, ajunseră la cetatea de scaun din insulele Camforului și Cleștarului și, intrând în sucul cel mare al negustorilor, Diadem și simți cum îi se ușurează povara gândurilor, iar cum zvâcnete vesele îi bucurară inima. Descălecară, după sfatul lui Aziz, la hanul cel mare și închiriară numai pentru ei toate capanele de la catul de jos și toate odăile de sus, până când vizirul avea să le închirieze vreo casă în cetate. Și rânduiră în capane legăturile lor cu mărfuri și după ce se odihniră 4 zile la han, se duseră să le spună bun întâlniș negustorilor din sucul cel mare de mătăsuri. Pe drum, vizirul spuse către Diadem și Aziz: mă gândesc la un lucru pe care se cere să-l facem înainte de orice și fără de care nu avem să putem niciodată să răzbim la țelul răvnit. Ei răspunseră: suntem gata să te ascultăm, căci bătrânii sunt rodnici la povețe, mai cu seamă când au trecut ca tine prin multe daraveli. El spuse: socoteala mea este că, în loc să lăsăm mărfurile încuiate la han, unde mușterii nu pot să le vadă, să deschidem pentru tine, Shahzade Diadem, ca negustor ce te afli, o prăvălie mare chiar în sucul de mătăsuri. Și vei sta chiar tu la intrarea în prăvălie să vinzi și să deșterni marfa, pe când Aziz va rămâne în fundul prăvăliei, spre a-ți aduce vigurile și a le desface. Și în felul acesta, cum ești tu desăvârșit de frumos și cum nici Aziz nu este mai prejos, în puțină vreme, prăvălia are să fie cu cea mai mare de ver din tot sucul. Și Diadem răspunse: socoata este minunată! Și, îmbrăcat cum era în caftanul lui frumos de negustor bogat, intră în sucul cel mare de mătăsuri, urmat de Aziz, de vizir și de toate slugile sale. Când îl văzură pe Diadem trecând, negustorii din suc rămaseră uluiți cu totul de frumusețea lui și încetară să mai ia aminte la mușterii lor, iar cei care tăiau la viguri rămaseră cu foarfecele în sus, iar cei care cumpărau își uitară de cumpărături. Și toți deodată se întrebau: oare nu cumva, din întâmplare, portarul Raduan, cel care ține cheile de la grădinile cerului, o fi uitat deschise porțile de-o fi coborât astfel pe pământ flăcăul acesta ceresc? Iar alții gemeau la trecerea lui: ia Allah, frumoși mai sunt îngerii tăi! Ajungând în inima sucului, întrebară în ce loc se află șeicul cel mare al negustorilor și se îndreptară către prăvălia ce le fu grabnic arătată. Când ajunseră acolo, toți cei ce ședeau jos se ridicară în cinstea lor gândind: bătrânul acesta prea cinstit va să fie tatăl celor doi flăcăi așa de frumoși. Iar vizirul, după salamalecuri, întrebă: o, negustorilor, care dintre voi este șeicul cel mare peste suc? Ei răspunseră: iacă-l!
Și vizirul se uită la negustorul ce-i fusese arătat și văzu că era un bătrân voinic, cu barba albă, cu înfățișare falnică și cu chipul zâmbitor, care, numai decât zori, ale face cinstirile prăvăliei sale cu urări de bun venit prietenești și care îi pofti să șadă jos pe chilim lângă el și le spuse: stau gata să vă vin în ajutor cu orice veți dori. Atunci vizirul spuse: o, șeicule plin de bună cuvință, iată că de ani și ani eu cu acești doi copii străbat cetăți și meleacuri spre a-i duce să vadă neamuri felurite, să-i învăț a vinde și a cumpăra și a trage dobândă din obiceiul și din datinile noroadelor. Și cu acest rost venim să ne așezăm aici pentru o bucată de vreme, anume pentru ca băieții mei să-și bucure privirile de toate lucrurile frumoase din cetatea aceasta și să învețe de la cei care o locuiesc dulceața manierelor elegante și politețea. Așa că te-am rugat să ne ajuți a lua cu chirie o prăvălie încăpătoare cu vat bun spre a ne deșterne acolo mărfurile din țara noastră îndepărtată. La vorbele acestea, starostele sucului răspunse: de bună seamă, sunt tare bucuros să vă mulțumesc. Și se întoarse spre flăcăi ca să-i vadă mai bine. Și, dintr-o privire, fu cuprins de un fiorare fără de margini, într-atâta îl tulburase frumusețea lor. Întrucât șeicul acela îndrăgea deschis și nebunește ochii frumoși ai flăcăilor, iar aleanul lui se abătea mai degrabă către dertul copilandrilor decât către cel al codanelor, că era cu mult mai la inimă acriul decât zahariul. Cugetă așadar în sineși: mărire și slavă aceluia care i-a zămislit și i-a plămădit și carele, dintr-un lut fără de viață, a întrupat asemenea frumuseți. Și se sculă și îi sluji el însuși, mai cu sârg decât i-ar fi slujit un rob pe stăpânii lui, și se puse întru totul la poruncile lor. Și grăbi a-i lua pe toți trei și a-i duce să vadă prăvăliile de închiriat și până la urmă le alese una chiar în dricul sucului. Prăvălia aceea era mai frumoasă dintre toate, cea mai luminoasă, cea mai largă și cea mai bine așezată la vedere. Era ispitit zidită, împodobită cu tejghele lucrate din lemn meșterit și cu niște rafturi frumos rânduite, unul de fildeș, altul de abanos, altul de cleștar. Iar ulița din prejur era bine măturată și bine stropită și noaptea paznicul sucului ședea mai cu drag la ușa ei, iar șeicul, numai decât după ce se tocmi prețul, îi înmână vizirului cheile de la prăvălie spunându-i: facă Allah din ea o prăvălie înfloritoare și binecuvântată, sub semnele de noroc ale zilei acesteia de albeață în mâinile copiilor tăi. Atunci, vizirul puse să fie cărate și rânduite în prăvălie mărfurile cele scumpe, zarpalele cele frumoase și toate odoarele cele fără de preț care fusese răscoase din dulapurile sultanului Suleiman Shah. Și, odată isprăvită treaba, îi duse pe cei doi flăcăi să facă o scaldă la hamamul ce se afla la câțiva pași de acolo, aproape de poarta cea mare a sucului, hamam vestit pentru curățenia lui și pentru marmurele lui sclipitoare, și unde se intra suind 5 trepte pe care se aflau înșirați frumos papucii de lemn. Cei doi prieteni, isprăvindu-și repede scăldatul, nu mai vroiră să aștepte până să isprăvească și vizirul, așa de grăbiți erau să se ducă să-și ia locul în prăvălie. Așa că ieșiră veseli și cel din tâi ins pe care îl văzură fu starostele cel bătrân al sucului, care aștepta pe trepte împătimit ieșirea lor de la hamam. Ori scăldatul dedese și mai multă strălucire frumuseții lor și mai multă frăgezime chipului lor și... În clipita aceasta a istorisirii sale, Scheherazada văzu că se luminează de ziua și sfioasă